Încă de duminică dimineață, traficul pe sensul de urcare spre munte era deja aglomerat, astfel că a fost nevoie de prezența polițiștilor rutieri pentru dirijarea circulației. Coloanele de mașini s-au format pe DN1 de la intrarea în localitățile Prahovene, Nistorești și Comarnic, iar la intrare în Sinaia spre Predeal, traficul a fost cel mai intens. Pentru evitarea aglomerației, polițiștii rutieri recomandă șoferilor care doresc să ajungă de la Ploiești la Brașov să utilizeze ruta DN1 a Ploiești, Vălenii de Munte, Cheia Brașov. Echipajele poliției rutiere vor fi prezente în trafic în fiecare zi pe drumul național, care va fi din nou aglomerat cu turiștii care vor lua drumul muntelui pentru a petrece Revelionul.